Pacienții Spitalului de Urgență din Târgu Jiu vor beneficia de servicii medicale moderne. Consiliul Județean intenționează să achiziționeze avertizoare prin care cei internați să solicite prezența în salon a personalului medical. În acest sens, s-a alocat suma de 400.000 de lei. Am încheiat documentația tehnică economică pentru sisteme de avertizare pat bolnav, o valoare totală estimată de 400.000 de lei. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și urmează să fie declarată procedura de achiziție publică privind instalarea și montarea acestui sistem de avertizare cerut de către spital în urma discuțiilor privind acreditarea. Modernizări se vor face și la Spitalul Tudor Vladimirescu din Runcu. La Spitalul Tudor Vladimirescu din Runcu am dat ordinul de începere, avem contractul încheiat. O valoare totală de 2.399.000, lucrări de reparații curente, la tot ce înseamnă tencuieli, finisaje, zugrăveli, montare de covori PVC, deci o reabilitare majoră a spitalului de la Rom. A fost dat ordinul de începere, durata de execuție fiind lucrări interioare, ne permite perioada rece, sunt de 6 luni de zile și cu asigurările constructorilor sunt date că va fi respectat acest calendar. La spitalul din Dobrița vor fi schimbate și ascensoarele vechi de peste 20 de ani.